Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la cea de-a doua ediție a conferinței online Educație Web Formantă. Un eveniment organizat de Casa Corpului Didactic din Galați, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, cu proiectul Merito și cu firma Synergetics, care ne-a invitat. Bună seara! Ca de fiecare dată să fim așa cum trebuie în ceea ce privește materialele de promovare. Tema și subiectul întâlnirii din seara aceasta este, credem, unul adecvat. Adecvat momentului, adecvat întrebărilor pe care ni le punem, emoțiilor pe care le avem, fie că suntem profesori, părinți, elevi. Odată cu începutul, iată, în format fizic al școlii, în foarte, foarte multe localități din România, de fapt în majoritatea localităților din România. După, iată, aproape două luni, elevii din România se întorc la sălile de clasă și ceea ce ne propunem să facem în seara asta este să discutăm, să întoarcem pe toate fețele acest moment și să încercăm, dacă se poate, să ajungem la niște concluzii concrete, practice, cu privire la ceea ce este cel mai indicat să facem. Fie că, repet, suntem profesori, directori, părinți, elevi și așa mai departe. Invitații noștri din seara aceasta, am să vi prezint într-o ordine absolut aleatorie, profesoară Dana Papadima, care este și director de școală la Avonmore College în București. Bine ați venit, doamna Papadima. Doamna profesoară Mihaela Mihailescu, de asemenea director, de această dată în sistemul de stat. Doamna Mihailescu este directorul școlii gimnaziale numărul 1 din Independența, județul Galați. Alături de noi îl avem, de asemenea, pe Marcel Bartic, care este profesor. De asemenea, și Marcel are o experiență de director, de conducător de școală și a mai trecut prin momente pandemice, ca să spun așa, până acum. Octavian Voiculescu, care este biolog, specialist în neuroștiințe, cercetător la Universitatea Cambridge. Mulțumesc și ție, Octavian, că ai acceptat să fii azi alături de noi. Și nu în ultimul rând, Rareș Voicu, care este elev și este în același timp președintele Consiliului Național al Elevilor. Sper din suflet că n-am uitat pe nimeni. Bine ai venit și tu, Rareș. Mă bucur foarte mult că am reușit să strângem într-un timp record. Mărturisesc că ideea de a organiza această întâlnire cu această temă ne-a venit destul de târziu. De aici și așa se explică și faptul că am, mă rog, pus la cale așa pe ultima 100 de metri întâlnirea asta. Bun, îmi doresc din suflet, eu sunt Doru Căstăian și îmi doresc din suflet ca în seara asta să avem o întâlnire cât se poate de vie, o întâlnire de cât se poate de bune, în care, în primul rând, dumneavoastră, am văzut astăzi încă o dată lista celor care s-au înscris și care într-o proporție covârșitoare sunt profesori. De aceea aștept cu foarte mult interes întrebările către invitații noștri. Am primit deja o listă, să spunem, de subiecte care i-ar interesa pe colegii noștri. La ea vă rog să contribuiți punând întrebări, fie în fereastra de chat a evenimentului Zoom, fie în secțiunea de comentarii pe pagina Facebook a Casei Corpului Didactic. Voi încerca să le preiau alături de colegii mei, care le mulțumesc de pe acum pentru ajutor, și împreună să reușim să discutăm despre cât mai multe dintre lucrurile care ne preocupă și ne frământă. Cu permisiunea dumneavoastră, am să dau prima oară cuvântul lui Octavian Voiculescu, care e, hai să spunem, vocea științei, cu toate certitudinile și incertitudinile ei în momentul ăsta,
Și îl rog foarte mult pe Octavian să ne spună ce crede el, ce consideră el că ar fi important ca noi, profesorii, să știm în momentul ăsta cu privire la situația pandemică. Precizez că noi, profesorii, nefiind specialiști, chiar și cei mai informați dintre noi, am fost bombardați cu informații contradictorii în ultima perioadă și sunt foarte multe lucruri care nu ne sunt până la urmă clare din punct de vedere științific. Avem de ce să ne speriem, n-avem, ar trebui să stăm liniștiți, pe o scară de la 1 la 10, cam cât de liniștiți ar trebui să stăm și evident cam ce am putea face ca să ne protejăm pe noi și elevii noștri. Te rog, Octavian. Bun. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, în primul rând, dar trebuie să ne cunoaștem adversarul. Și realitatea peste tot este că avem acum deja două pandemii suprapuse. Adică la suprafața lucrurilor vedem același virus și cam același tablou epidemiologic și același tablou clinic pentru cei care au nenorocul să se infecteze. Dar, de fapt, cum știe toată lumea, presupun, există variantele vechi ale virusului cu care ne-am obișnuit, cu care știm să ne luptăm într-o anumită măsură. Adică știm cu aproximație cât scade nivelul de infecție în funcție de ce măsuri restrictive se iau. Deci, există și varianta asta zisă britanică, care în principiu face cam același lucru, putem să discutăm un pic mai în detaliu, dar este mai infecțioasă, semnificativ mai infecțioasă. Cifre exacte nu sunt, fiindcă e foarte greu să discerni care sunt proprietățile, adică cât se datorează infecțiozitatea asta crescută proprietăților intrinsece ale virusului și cât patternurilor de interacțiuni între oameni și restricții și așa mai departe. Dar, să zicem așa, în mare, ca să avem un punct de reper, e cam cu jumătate și posibil mai mult, mai infecțios decât, mai contagios decât variantele obișnuite. Cât circulă în România, nu știm cu precizie, știm că există. Știm că face ravagii, a făcut deja ravagii în toate țările unde s-a mulțit și se mulțește foarte repede în raport cu varianta veche. Asta nu e de îndoială. Se vede în multe țări, evident în Marea Britanie, în Irlanda, în Portugalia, în Spania și în Danemarca, unde avem date excelente, fiindcă ei secvenționează danezii virusul de la toți infectații pe care îi prind la noi infecte. Deci asta nu e de îndoială, este tras la rotring curba asta de avantaj pe care îl capătă varianta asta. Mare se dublează la o dată, frecvența e relativă față de variantele vechi, se dublează o dată la o săptămână, două. Asta e, fiindcă e foarte înșelător. Dacă nu te uiți decât la numărul total de cazuri și nu faci genomic asta, varianta nouă se mulțește pe tăcute în subteran și fiindcă e mult mai infecțioasă, exponențiala pe care o ia la un moment dat e mult mai abruptă. Deci stai foarte liniștit, fiindcă pentru o vreme combați varianta veche, numărul de cazuri neliniștit, scade eventual și dintr-o dată te trezești cu o explozie de cazuri. Ceea ce s-a și întâmplat în multe țări deja. Adică în Irlanda, Portugalia, așa cum în Spania. Nu e liniștitor, dar cred că este de neevitat. La un moment dat o să se întâmple și în România, așa cum o să se întâmple și în alte țări. Singura metodă de a întârzia chestia asta fiind măsuri restrictive foarte dure,
care, evident, nu pot fi luate, nu pot fi menținute pe termen nelimitat. Lumea e obosită și s-a săturat ca de mere pădurețe de lockdown-uri și alte restricții, așa încât chiar dacă cineva le ia, e foarte greu să le menții. Și cum vedem în România, nici măcar nu le ia. Deci, trebuie să vedem realitatea în față. E foarte probabil să se întâmple un asemenea scenariu. S-a întâmplat și altora. Toate țările cu scaun la cap se pregătesc pentru scenariul ăsta și încearcă să amâne momentul ăsta al exploziei cât de mult pot și să vaccineze cât de mult pot între timp. Da, e ca la un incendiu. Da, se închid ușile de blocarea incendiului. Incendiul se produce, tot ce poți face este să întârzi incendiul cu flăcări mari. Asta dacă e tot ai pomenit vaccinarea, Octavian, în România suntem cumva în urmă cu vaccinarea profesorilor, nu știu, poate alte județe stau ceva mai bine, însă, din câte știu, marea majoritate a profesorilor se vor vaccina abia undeva în luna martie. Între profesori, există un procent ceva mai mare decât media generală a populației de doritori de vaccinare. Însă ar fi foarte interesant să ne spui părerea ta despre oportunitatea vaccinării, dacă cei care se vaccinează se expun vreunui pericol semnificativ și eventual care este, știu eu, diferența dintre vaccinurile care ni se propun. Tocmai au ajuns și în România primele loturi de vaccin Moderna după Pfizer, au venit și primele loturi de AstraZeneca. Înțeleg că deja unii profesori au fost chiar informați că vor fi vaccinați cu AstraZeneca. Ce ne poți spune despre asta? Că sunt sigure, adică nu e măsurată pe eșantioane de 30.000-40.000 de voluntari fiecare vaccin. Și acum avem și datele empirice, practice de la oameni vaccinați. Sunt deja sute de milioane de vaccinați în lumea întreagă și deocamdată nu au pățit nimic decât lucruri bune. Asta e un lucru. Okay. Nu există diferențe majore între vaccinurile astea. Adică principiul este simplu și același, așa, în abstract. Vaccinul privește celulele din deltoid în care ți se injectează, nu altceva. Nu pleacă nicăieri de acolo. Și principiul general al vaccinilor este să convingi celulele din deltoid să prezinte pe suprafața lor întreaga proteină spike sau o bucată din ea. Asta se poate face în două feluri. Fie introduci în celulele astea o porțiune de ARN mesager care codează pentru fragmentele alea. E cazul pentru Pfizer și Moderna. Sau un virus de răceală totul anodină, care e un virus care nu se replică. E inginerat genetic încât să nu se replică. Deci el poate infecta celulele din mușchi în care e injectat vaccinul și în genomul lui, care nu se integrează nicăieri, e un virus gripal, e inserată și o genă care codează pentru proteina spike în chestiune. Deci astea sunt detalii de bucătărie. În principiu fac același lucru, au o eficacitate asemănătoare, adică foarte bună, nesperat de bună. Spus că sunt niște vaccinuri făcute peste noapte, practic. Da, asta a fost extraordinar de eficace. Asta a fost cumva un contraargument care a tot fost adus, și anume că sunt făcute prea repede. Bun, acum știm totuși că vaccinurile au fost făcute într-adevăr repede, însă cercetările cu privire la tehnologia ARN mesager și altele asemenea nu sunt chiar noi și s-au tot desfășurat în ultimele. Tehnologia asta ARN mesager e încercată de 30 de ani, să ne înțelegem, nu a ieșit din spuma mării.
Există tone de, de muncă în spatele lor. Au ieșit așa de repede, fiindcă pregăteau vaccinuri pentru altceva, vaccinuri anticanceroase în particular, fiindcă sunt foarte versatile. Asta este, cum să zic, avantajul lor este că poți să faci un vaccin pentru orice. Și în momentul în care s-a declanșat pandemia asta, chiar înainte să devină pandemie, unul dintre oamenii care făceau lucrul ăsta participa la efortul ăsta de 30 de ani de facerea vaccinilor ARN, s-a gândit că na, poate să-și pună priceperea în slujba acestei chestii, să facă un vaccin anticoronavirus. Nu sunt născute din neant. Includ o cantitate absolut enormă de lucruri, multe chițibușăreli, pe care nu le vedem, fiindcă se petrecut în tăcere, în subteran, într-o lume abstractă și îndepărtată în diferite laboratoare. Dar nu s-au făcut pe repede și trebuie să amintim că s-au încercat aproape 200 de vaccinuri. Nu au apărut astea 3 sau 4 câte au fost autorizate din nimic. Cineva s-a gândit să le facă pe astea și miracol, au mers. De obicei lumea nu încearcă 200 de vaccinuri pentru orice. Deja abia convingi industria farmaceutică să se ocupe de vaccinuri. Fiindcă sunt niște întreprinderi foarte grele, extrem de strict reglementate. Costă o mulțime să investești în cercetare și tocmai fiindcă sunt mai bine reglementate decât medicamentele, nu prea sunt produse interesante pentru industria farmaceutică. Da. Aruncând o privire, Octavian, printre măsurile care au fost propuse prin ordinul de ministru pentru începerea școlilor, putem vedea că majoritatea măsurilor au fost și sugestiilor au fost cumva cele care au fost făcute și în primă fază. Unele dintre ele absolut de bun simț, obligativitatea purtării măștilor, asigurarea unei distanțări rezonabile, mă rog, la care se adaugă așa numitul control, triaj, pardon, observațional pe care ar trebui să-l facă profesorii, lucru pe care oricum bănuiesc că majoritatea profesorilor îl făceau și până acum și fără indicații de sus. Mai pe românește, să ținem un ochi pe elevii noștri și să observăm dacă ceva nu e în regulă cu ei. În schimb, noutățile, să spunem, par oarecum de nuanță și ar fi interesant probabil pentru noi și pentru profesorii din această întâlnire, dintre care știu că unii sunt directori sau membri în Consiliul de Administrație, deci vor avea cumva putere și drept de decizie cu privire la măsurile endemice. Nuanțele ar fi următoarele. De pildă, distanța dintre elevi se recomandă a fi de cel puțin un metru, însă există ceea ce, da, și pe mine mă face un pic să zâmbesc, însă e chiar un pic mai rău decât atât, pentru că apare precizarea acolo unde se poate, iar unde nu se poate, da, ea să fie maxim posibilă, acum orice ar însemna lucrul ăsta. De asemenea, deși apare o sugestie cu privire la a ține ușile claselor deschise, nu știu să apară vreo indicație cu privire la aerisirea sărilor de curs. Sigur că, pe de o parte, noi suntem în țara unde lumea are o frică teribilă de curent și de bolile asociate curentului, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, dincolo de glumă, e iarnă, cât de realist e să ținem ferestrele deschise. Înțeleg că sunt țări care au recomandat asta, chiar ieri citeam un comentariu al unei profesoare din Germania, cred, care spunea că acolo copiii au fost chiar sfătuiți să vină cu tot soiul de păturici, mânuși, ca să se poată aerisi din când în când, o dată la 20 de minute.
Ce e la modul foarte concret? Sigur, am înțeles că situația nu este foarte roz, încercăm să o, nu o vedem nici ca fiind foarte neagră, însă, dincolo de asta, dacă ai fi director de școală sau, mă rog, hai să nu te pun chiar în postura asta imaginativă, dar dacă ar fi cumva să ne spui, să le spui colegilor noștri, cam care e our best shot, ca să zic așa, cam care sunt cele mai bune lucruri pe care le-am putea face pentru prevenție, care ar fi acela? Asta e paradoxul, că nu avem alte arme deocamdată. Sunt aceleași banalități sau lucruri deja banalizate. Mâini, față și aerisire. Da, trebuie să le luăm cu atât mai conștiincios, cu cât, na, de fapt, avem două tipuri de virus și unul e mult mai transmisibil și dă și o încărcătură virală mai mare. Adică mecanismul prin care este el mai infecțios e dublu, de fapt. Unul, că se lipește mai bine de receptorii celulari. Doi, că are tendința să dea doze virale mai înalte celor infectați. Ce înseamnă că ce făceam până acum trebuie luat cu atât mai serios și conștiincios. Din ordinul ăsta de ministru, cum ai spus, eu am găsit trei chestii care sunt lăsate în dorul lelii, ca să le spunem așa. Asta e cu distanța, adică ori e un metru, ori e cât se poate. Asta e cu asistenții medicali de școală, care înțeleg că sunt 1-5 școli în unele locuri. Și trei, cu aerisirea. Așa, lăsată la latitudinea fiecăruia. Dacă aș fi director de școală, aș informa autoritățile de mai sus că unele din astea nu se pot lua și că este complet nerezonabil să continuăm așa. Mai este și cu testarea copiilor, care am înțeles că în primăvară măsurile au fost cu totul excesive și milițienești. Acum au sărit în partea cealaltă și dacă părintele este de acord să fie testat copilul, bine, dacă nu vrea, iarăși bine, ceea ce nu e chiar în regulă. Se poate, uite, în Austria e obligatoriu. Dacă nu ești de acord să zic că fie testat copilul, e foarte bine, dar îl ții acasă. Se poate și chestia asta. Da. În fine, deci, unul, aș încerca să discut totuși cu autoritățile competente de mai sus, să le spun, să insist pe unele lucruri care sunt nerezonabile și lăsate așa la voia întâmplării. Intern, aș face tot. Uite, Răzvan Cherecheș are un filmuleț foarte bun. Măsuri simple, de bun simț. Să se spele copiii când intră în clasă, să nu-și dea riglele, rechizitele, jucăriile între ei, să se aerisească, când se duc la toaletă să spele înainte și după, să pună capacul la WC-ul când trag apa, ca să nu se împrăștie aerosoli. Lucruri de bun simț. Nu e foarte complicat. Acum, verbiajul lor cu circuite și nu știu cum, asta nu știu ce înseamnă. Cu aerisirea, ce pot să spun eu, mi se pare că așa, strict biologic, evident că trebuie să aerisești și evident că o să le spui copiilor că trebuie să obișnuiască. Eu mă simt foarte jenat în discuția asta, fiindcă nu lucrez cu copii, n-am lucrat niciodată cu copii, dar mă gândesc ce înseamnă pentru ei trauma asta și nu e deloc de neglijat. Ce trebuie să facem noi, adulți, din punct de vedere biologic, nu este cine știe ce filozofie. Păi nu mă îngrijorează cum faci cu copiii. Pur și simplu, mă simt foarte jenat să vând castraveți grădinarului, că nu am lucrat cu copii. Da, dacă...
poți să le spui, adică lasă și o idee nebunească. Poți să le explici, nu e deloc plăcut, dar gândiți-vă că sunteți într-o situație care nu se întâmplă decât o dată la 100 de ani, e foarte eroic și sunteți fără vina nimănui, într-o situație care este material de film, cu eroi, cu film hollywoodian. Încerc să le explici că e foarte neplăcut, dar pe de altă parte aici să povestești nepoților, le spui că e foarte eroic să facă exercițiul ăsta neplăcut, să nu îi faci să se simtă prost, că nu te simți prost și ca adult dacă ții prietenii la distanță de 2 metri. Nu trebuie să o ia nici personal, nici să își considere prietenii ciumați, o potențial ciumați. Mă gândesc că trebuie inventat un joc, o poveste de asta stimulantă, da, ca să compenseze pentru faptul că este extrem de neplăcut și jenant să, da, nu îți împarți jucăriile, să stai cu un fofolit în clasă, fiindcă trebuie aerisit. Da. Octavian, acum sigur noțiunea asta de elev sau de copil ascunde de fapt, ca să zicem așa, are o extensiune foarte variată, în sensul că există copii mai mici, mai mari, din rural, din mediul urban, nu e același lucru la un copil de primar, nu e același lucru sigur la un elev de clasa 11 sau 12, dar, mă rog, fără să am neapărat niște date foarte clare în privința asta, impresia mea generală este că în școli, de foarte multe ori copiii s-au purtat ceva mai responsabil decât adulții. Și părerea mea este că majoritatea au înțeles. Adică eu pot să văd, am acasă un copil de clasa a treia care a înțeles perfect de ce trebuie să reducă socializarea, a înțeles perfect de ce trebuie să poartă mască, o poartă și o pune singur, nu e niciun fel de problemă. La fel sunt dirigintele unor tineri de 17 ani, 17-18 ani, sunt elevi de clasa 11-a, care de asemenea, eu spun că au înțeles, e adevărat că am și dus o muncă constantă de convingere și de lămurire cu ei și le-am explicat, ca să zic așa, încă de pe vremea când virusul ăsta era doar prin China. Și ții minte, poate că acum un an am avut niște discuții în privat cu privire la virusul ăsta și trebuie să recunosc că ai fost printre primii oameni care m-a făcut atent așa la ceea ce părea să fie un subiect de foarte puțin interes pentru noi cei din România. Ca să zic așa, din păcate ai avut dreptate și iată-ne un an mai târziu în situația de care te temeai acum un an. Mulțumesc foarte mult, Octavian, pentru toate lucrurile pe care ni le-ai spus și care nu mă îndesc că sunt foarte utile și mie și colegilor noștri. Și o să mai revin la tine în momentul în care o să strâng și cele câteva întrebări care au venit pentru tine. Și merg acum și către, vă propun să mergem un pic către Rareș, care sigur e probabil într-o situație și mai stresantă decât tine. Ești un neprofesor între profesori, el e un elev într-un Zoom cu 130 de profesori, dar am deplină încredere în Rareș că se va acomoda cu noi aici. Rareș, Consiliul Național al Elevilor a avut o poziție încă de când a fost pusă pe tapet ideea redeschiderii în format fizic a școlilor de pe 1 februarie. Dacă poți să ne explici puțin cum vedeți, cum ați văzut voi lucrurile și ce susțineți în continuare în momentul ăsta. Da, bună seara tuturor. În punctul ăsta parcă îmi petrec mai mult timp printre profesori decât printre elevi, deci sunt într-un stat confortabil, chiar nu e nicio problemă. Da, eu mă numesc Rareș Voicu, sunt președintele Consiliului Național al Elevilor. Practic,
un pic de background legat de ce am propus în ultimele câteva luni cu privire la redeschiderea școlilor. După ce școlile s-au închis într-un mod cu totul neașteptat pentru noi toți în noiembrie, într-o ședință de guvern undeva pe la 6 seara și am luat a doua zi dimineața cu toții când mai mergem la școală, am dat seama că, de fapt, lucrul ăsta nu va fi sustenabil pe termen lung. Adică, bun, putem vorbi despre asta odată, înainte de alegeri, sau despre asta odată într-un moment de criză, dar ne-am dat seama că măsurile astea luate de la centru pentru toată lumea, indiferent de cum te cheamă, ce înălțime ai și ce rată de infectare în comunitatea ta, nu o să dea rezultat pe termen lung. Motiv pentru care ne-am consultat cu colegii din întreaga țară, ne-am uitat peste datele de la INSP, le-am urmărit constant evoluția timp de câteva săptămâni, ca să vedem și care e acest cost de oportunitate, să vedem dacă într-adevăr există un risc ca acest număr de cazuri să explodeze la un moment dat, să crească exponențial. Am văzut că nu se întâmplă asta din nou timp de câteva săptămâni și atunci am propus Ministerului Educației ca școlile să le deschidă în mod descentralizat, adică în funcție de rata incidenței de la nivel local, cum s-a întâmplat și în toamnă și cum s-a făcut într-un final. Acum, un lucru pe care l-am făcut săptămâna trecută și care ne-a atras foarte multe critici, multe persoane au spus că suntem incoerenți, că nu știm ce vrem, că suntem naivi, pentru că am cerut ca, totuși, văzând modul în care se face redeschiderea, prima săptămână să înceapă în format online. Pentru că la momentul când noi am propus redeschiderea în mod descentralizat a școlilor, am propus și ca ordinul sau normele generale privind măsurile sanitare din școli să fie aprobat undeva pe 30 ianuarie, 1 februarie cel târziu, ca să le ofer timp școlilor, măcar ipotetic, să știe ce au de făcut sau să știe cum ar trebui să pregătească pentru redeschidere. Asta, după cum știm cu toții, nu s-a întâmplat. Normele au fost aprobate vineri pe la prânz, ceea ce, dacă ar fi să ne luăm după programul administrativ al unei școli de stat din România, înseamnă că au avut cam 3-4 ore să se pregătească. Ținând cont de faptul că școlile sunt cam pe la ora 5-6, oficial cam ăsta a fost timpul pe care l-au avut școlile să pregătească, ceea ce e foarte, foarte puțin. Și adevărul este, știm cu toții, că de fapt s-a stat în școli până seara târziu ca să se facă pregătiri, să trimită adrese și să le telefoane pe la comitete și comisii, dar nu știu dacă cum e în școlile în care dumneavoastră predați, dar cel puțin în școlile din care ne-au scris colegii noștri din teritoriu, aproape că domnește haos în aproape toate, pentru că se vede destul de clar că nu au avut timpul necesar să pregătească, să aducă toate aspectele din școală la acele standarde setate de către normele Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și așa am ajuns în punctul ăsta aici în care vorbim despre cum a fost prima zi de școală în format fizic. Noi încă susținem la nivel principal propunerea pe care am înaintat-o, acum evident e târziu și e tardiv, nu se va mai întâmpla acest lucru, dar considerăm că descentralizarea în general, pentru că asta a fost ceea ce am propus, într-un sistem ca al nostru, în care tot ce se face de 30 de ani încoace vine de la centru, în sistemul ăsta mamut, dacă vrei descentralizare, nu poți să o faci fără resurse pe care să le aduci în teritoriu și fără know-how pe care să le oferi oamenilor din teritoriu. Asta, evident, pe lângă acea asistență pe care trebuie să le dai 24/7 pentru a te asigura în primă fază că știu ce au de făcut. Din nou, acest compendiu, acest cumul de lucruri nu s-a întâmplat. Și ne aflăm aici într-un moment destul de incomod pentru noi toți. Zilele trecute am avut o intervenție alături de domnul Bartic la o televiziune unde dânsul a spus că, într-un mod extrem de bine formulat, că noi toți ne vom adapta, ceea ce e foarte adevărat. Și spunea și domnul Căstian la început că asta facem noi în învățământ din România, ne adaptăm când lucrurile nu sunt tocmai prielnice. Partea proastă, și după cum știm cu toții, chiar dacă e doar un ideal distant undeva în visul fiecăruia dintre noi, nu ar trebui, lucrurile nu ar trebui să arate așa. Să ne adaptăm sau să facem cârpel de aici colo pentru a ține locul la ceva ce nu s-a întâmplat, ce nu se va întâmpla vreodată, din păcate, și anume competență reală din punct de vedere managerial la toate nivelurile. Dar ca să închid această bulă de realist-negativism pe care o vedem cu toții, din păcate, până una alta, da, noi suntem cei care vom face lucrurile să meargă mai bine, noi toți, profesori, elevi, lucrând împreună, și cred că e timpul să ne punem mânușile și să ne apucăm de treabă. Evident, după ce ne dezinfectăm pe mâini. Mulțumesc, Rareș. Doamna Dana Papadima, cum
ați așteptat, cum v-ați pregătit pentru începutul școlii? Bună seara tuturor! Da, încep cu o scuză. I-am spus lui Doru înainte să vină toată lumea. La 8 și jumătate trecute fix trebuie să ies din această întâlnire ca să intru în alta. Deci îmi pare rău. 7 o să... jumătate, nu? Pardon, 7 jumătate, la 8 trebuie să să nu se sperie lumea cu o ținem. Nu. Mulțumesc lui Octavian pentru lucrurile pe care ni le-a relatat. Multe dintre ele le știam, dar e bine când auzim așa dintr-un glas avizat. Toate bune și frumoase dacă n-ar fi al doilea virus, adică virusul zis nefericit britanic, pentru că asta o să încurce, din păcate, multe socoteli pe plan național. Și vreau să-i spun și lui Rares ceva, îl știu de la câteva intervenții la Digi, eu mă uit pe Digi, ce-i drept. Povestea asta cu centralizarea, descentralizarea este un vis de aur foarte puțin probabil, este un bovarism național. Vorbim foarte mult de descentralizare, de la administrativă până la mai știu eu câte alte centre de putere locale, dar când se întâmplă ceva recurgem la tătuc. Asta e modelul nostru. Tătucul ne rezolvă până la urmă și ne e foarte frică să luăm situația în mână și să o rezolvăm așa cum se poate la fața locului. În ce privește prima zi de școală, aș vrea să nu am ceva din aroganța care în mod, nu știu, cutumier se crede că există în școlile private. Ăștia au spații, ăștia au puțin copii, au dezinfectant în toate colțurile, așa mai departe. Este o școală absolut normală, cu profesori responsabili și cu copii, exact cum spuneai tu, Doru, care... s-au maturizat într-un mod în care aproape că ne și sperie că îi va lăsa marcați pe ani de zile legat de prevenție, legat de felul absolut disciplinat în care se poartă cu măsurile astea. Nu au existat până în noiembrie copii rebeli, copii care să-și scoată masca, copii care să dorească apropierea fizică. Au reacționat cu, cum spuneam, cu o maturitate și cu o seriozitate. Probabil că pleacă și din background-ul familial. Părinții noștri sunt destul de... nu sunt coronasceptici, nici conspiraționiști, sunt oameni care tratează povestea asta cu îngrijorare și au foarte multă grijă de sănătatea lor și a bunicilor din casă. Și atunci n-au fost cazuri de rebeliune la niciun fel de nivel de vârstă. Este incredibil să vezi pe cei de la pregătitoare cât de stau cu masca, cum urmează toate regulile, cum se spală pe mâini de 100 de ori. Ce e iară de spus e că povestea asta cu aerisirea e foarte importantă. Am auzit că în Germania se întâmplă la sfert de oră, profesorul este cel care deschide geamurile, n-a murit nimeni de fric. În limba germană există expresia es zieht, care înseamnă trage și se referă la curent, dar germanii nu cred în curent, asta vă spun cu siguranță, așa că lucrurile merg bine. Ce contează foarte mult în toată povestea asta? Să respectăm regulile și să ne adaptăm acolo unde ele sunt greu de respectat. Apropo de Octavian și de acel metru care... câteodată devine centimetru și câteodată devine 100 de metri. Nici la noi nu era eu pe pământ, deși avem 15 copii maxim în clasă la gimnaziu, sălile sunt destul de mici. Și atunci a trebuit să facem niște giumbușlucuri, am desfințat catedrele, am lăsat profesorii țintuiți într-un colț, am scos mobilierul, copiii nu mai au dulapurile de pe coridor care să le asigure intimitatea aia atât de normală. Când ai dulapul tău și spui acolo abțibildurile, nu mai funcționează. Ghiozdanele sunt de asemenea ferite de contaminare. Toate astea presupune un efort logistic, dar nu este imposibil. Presupune un grup de lucru și avem foarte multă încredere în oamenii din școală care chiar se pricep la health and safety. Am asigurat, circuitele nu sunt de asemenea o absurditate. Chiar și acum când învățământul este pentru toată lumea, din cauza că nu avem suficient spațiu, a 5-a și a 6-a o săptămână vin fizic la școală, a 7-a, 8-a rămân online și asta este. Modelul hibrid, cred că toată lumea e de acord cu mine, este unul de la oribil spre imposibil.
Am făcut-o și pe asta, deci am făcut-o, pot să vă trimit prin chat un model de a lucra cu mijloace digitale. M-am gândit la voi să vă trimit un PowerPoint făcut de un coleg de-al meu de la limba română. Deci se poate. Cred că cel mai simplu ar fi să-mi trimiți mie pe mail și eu îl pot trimite către toată lumea. Da, eu pot să-l dau pe chat, Doru, pur și simplu. Așa, da, nu e cu secrete. Ce vreau să spun apropo de începem școala, nu începem, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm. După noi, vaccinarea e importantă, vaccinarea profesorilor e importantă. Aici stă mai bine ca în Germania, unde s-a început numai cu persoane bătrâne, în vârstă trecute de, cred că chiar trecut de 65, de 70 de ani, fără niciun fel de rabat, deci niciun politician și niciun profesor și niciun a fost vaccinat în afară de personalul medical. Și asta e bine. În școala mea, sondajul care s-a făcut înainte de campania de vaccinare a arătat că 80% doresc vaccinarea. Repet, nu sunt corona sceptici și nu sunt anti-vaxxer. Asta este bine pentru moralul oamenilor. Am putut să ne programăm pentru că înainte de a fi această amânare nefericită, două colege de la Office au stat o noapte întreagă pe platformă și au programat nominal, da? Oamenii din educațional și din non-educațional. Duminica aștept apelul, deci a trebuit la două persoane să nu doarmă de la 12 la 5 dimineața și să facă această programare. Și cred că a fost un lucru bun. Duminică fac rapelul și sunt foarte ușurată de chestia asta. Și în legătură cu testarea, nu știam că Austria, care e o țară atât de permisivă, poate fi atât de autoritară. Cred că și la noi ar fi părinți care ar fi sceptici și eventual s-ar opune acestui procedeu și probabil că i-am trece în online dacă ar exista o măsură de felul ăsta. Dar deocamdată mi se pare ezitant. E o propunere pe care au aruncat-o și au retras-o imediat, așa cum sunt multe din deciziile lor. Singura scuză este impredictibilitatea acestor timpuri. Faptul că țări cu un sistem medical mult mai avansat au bâșbâit. Observăm acum niște curbe extraordinare ale cifrelor. Da? În Portugalia, unde a fost o boierie toată vara trecută, toată lumea mergea în Portugalia și se antura și socializa. Portugalia este acum în topul nefericit al bolilor. Așa încât adaptarea, cred că Marcel a spus cândva treaba asta, adaptarea este tot ce ține de și să ne agățăm de aceste luni, dacă nu cumva o să ne închidă din nou, să ne agățăm, să ne rebucurăm de copiii noștri, de la orice fel de vârstă. Cei mici sunt total depeizați, iar cei mari s-au obișnuit atât de tare cu comunicarea prin computer, încât mi-au spus că nu au niciun chef să vină la școală și asta nu e ok. Da? Pentru că școala nu este numai ce le transmitem pe Zoom și pe Google Classroom. Îmi pare rău dacă m-am lungit. Nu, deloc. Am ascultat cu maxim interes și, da, ce să spun, mă bucur și eu am avut norocul să am deja prima doză de vaccin făcută. După cum se vede, sunt ok, sau, mă rog, așa mi se pare mie că sunt, nu știu, aștept și păreri din afară. Mihaela Mihăilescu, tot un director de școală, de data asta în sistemul de stat și în mediul rural. Sigur, Independența, pentru cine nu știe, e o localitate importantă în județul Galați și nu e chiar un fund de lume. Totuși, nu suntem, hai să spunem, chiar în mijlocul orașului mare. Ce are specific o școală din mediul rural? Ce probleme specifice ridică și cum v-ați pregătit acolo pentru începerea anului? Azi ați avut copii? Sau nu? Dar cei de-a 8 aici de primar, nu? Microfonul ăsta, te rog, Mihaela. Mă împic. Ai microfonul închis. Da, te auzim. Bună seara tuturor. Bună seara. Noi suntem în scenariu verde. Așa că am fost cu toții. Felicitări. Da, am fost cu toții la școală.
Și ce avem specific, iată, cred că suntem mai fericiți cu mult sau chiar cu mult mai fericiți decât alții în perioada asta pandemică. Pentru că fiind școală de mediu rural, avem și colective mici, avem și copii poate mai ordonați decât în centrul orașului. Avem de toate pregătite pentru și pentru începerea școlii și pentru, știu eu, niscai probleme care ar putea apărea printre copii, adică am putea să le facilităm și învățarea de acasă, adică să intrăm și în online pentru unii dintre ei. Avem infrastructura necesară pentru asta. Totul a decurs bine, așa cum spunea și doamna director Papadima, și la noi i-am regăsit pe copii într-adevăr maturizați. Ne-a bucurat asta, pentru că i-am descoperit că și-au dorit foarte mult să se întoarcă la școală și noi n-am avut probleme de disciplină, adică rebeli fiind doar gimnaziu sunt mai puțin, poate adolescența e că ar crea oarșice dorință de rebeliune, dar nu e cazul la noi. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Marcel, cum s-a văzut de la tine? Salut, Doru. Vă spun bună seara tuturor și mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu aș vrea să-mi dați voie să vă vorbesc cumva din două perspective, și din perspectiva profesorului care a avut astăzi prima zi de școală și care cumva în linii mari a întâmpinat, cam aceeași atmosferă de care s-a vorbit până acum. E foarte adevărat, sunt și eu într-o situație, să-i spunem, confortabilă, în zona noastră, să spunem că nu am întâmpinat probleme atât de mari și sper să nici să nu întâmpinăm de acum. Și în linii mari, înclin să cred că echipa de profesori din care fac parte va reuși mai bine sau mai puțin bine să ducă la bun sfârșit acest semestru. Aș vrea să vă vorbesc cumva și din perspectiva unui om care a fost foarte, foarte curios, foarte implicat în perioada asta, să vadă și ce se întâmplă în altă parte. Și m-am uitat, am urmărit cumva evoluția colegilor noștri din școli de stat, școli din mediul rural, am urmărit ceea ce se întâmplă cu copiii din categoriile alea vulnerabile despre care se vorbește destul de puțin. Și dacă mi îngăduiți, nu știu, aș vrea să vă spun așa câteva dintre concluziile mele. E foarte adevărat că trăim de, nu știu, aproape un an de zile, traversăm o perioadă care ne-a afectat profund, nu numai din perspectiva asta a sănătății fizice, dar și cea, nu știu, și cea psihice până la urmă, pentru că noi nu ne-am mai confruntat cu provocări de o asemenea amploare. E foarte adevărat. Dar acum, dacă restrângem lucrurile astea la ceea ce privește impactul asupra învățământului românesc, vreau să vă spun că mie mi se pare că pe lângă pachetul ăsta de lucruri negative care l-a adus în viața noastră, sunt și unele pozitive. Pandemia a scuturat învățământul românesc, a produs un șoc de care, dați-mi voie să vă spun, cred că aveam nevoie. Pandemia ne-a adus în situația de a ne scoate din zona de confort. E foarte adevărat că ne-am trezit în situația în care, foarte adevărat, rareși, instituțiile habar n-au avut ce să facă în ultimul an de zile. E foarte adevărat că au fost luate decizii așa, după ureche. E foarte adevărat că factorii responsabili n-au fost niciodată acolo unde trebuiau să fie. Pe de altă parte, impactul ăsta al pandemiei n-ar trebui să-i privească doar pe cei care au decizii la nivel înalt. Până la urmă, felul în care reacționăm este un reflex individual, ne privește pe fiecare dintre noi. O bună bucată de vreme am urmărit și am reacționat atunci când am observat că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Până într-o zi în care m-am întrebat, e adevărat, sunt lucruri care nu funcționează, probabil vor mai fi multă vreme de acum înainte. M-am uitat poate și în țări în care reflexele astea instituționale sunt ceva mai consolidate decât la noi. Am observat că și acolo e cam aceeași bâlbâială,
în linii mari și acolo se încearcă un milion de scenarii. Și până m-am gândit, oare n-ar fi un moment să schimbăm puțin din mentalul ăsta colectiv pe care l-avem de foarte mult timp? Observați, vă rog, că ne refugiem într-o zonă în care spunem că e greu, e imposibil, nu mai putem să facem nimic sau eventual trebuie să facă șefii de sus. Dar oare, hai să vedem ce putem să facem și noi. Nu o să putem schimba lumea, nu o să putem schimba școala românească și învățământul românesc, dar niște lucruri le putem face. Uite, de pildă, voiam să fac o comparație, să mă iertați, vă rog, dacă nu fi cea mai fericită de pe lumea asta. Ești un profesor bun când ai o clasă bună, când ai, nu, niște copii care provin din niște familii care au grijă de ei, îi urmăresc, învață acasă, poate mai fac meditații. E ușor să fii profesor bun la o școală dintre aia. Dar știți cum e? Când ești profesor la o școală undeva în mediul rural, unde faci naveta, unde ai copii săraci care vin în, nu știu, ciupici, cizme de cauciuc la școală, și când reușești să-l aduci pe copilul ăla de la nota 2 la nota 5, aia e adevărata performanță. Fac o paralelă. Nu, poate n-ar fi potrivit să vedem poate lucrurile la fel și cu noi ca sistem. Cum ar fi să vedem noi învățământul ăsta românesc precum copilul ăla de la țară, da? Care poate n-are foarte multe posibilități. Hai să vedem cum putem să-l aducem fiecare dintre noi măcar un 5, măcar la o notă de 6. Pentru că în momentul de față, fiecare dintre noi ne putem aduce o contribuție. Am văzut foarte multe exemple și apreciez, sunt încântat că am putut să văd exemple din școli de stat, din școli private. Îi mulțumesc, Dana, îți mulțumesc pentru exemplele pe care mi le-ai dat. Și sunt foarte bune. Noi avem nevoie de modele pozitive. Avem nevoie de oameni care să ne spună, da, uite, am făcut, ne-am descurcat mai bine cât am putut, dar uite că am făcut niște lucruri. Mi se pare fundamental să vorbim mai mult despre acești oameni. Am cunoscut, de pildă, și colegi de la stat. Sunt colegi de la stat, directori de prin mediul rural, care, nu știu, n-au stat, n-au dormit nopții, nu știu ce au făcut cu echipa aia de profesori, au învățat în 2-3 zile să folosească nu știu ce platforme. Mi se pare senzațional, excepțional. Eu cred că ar trebui să vorbim mai mult despre oamenii aia. Noi situații de astea dificile vom mai avea, stimați colegi. Noi, poate nu, Doamne ferește, să nu mai avem vreo pandemie, dar vor mai veni alte. Nu o să putem să avem reflexul de fiecare dată și să spunem, bă, e greu, e imposibil, statul trebuia să facă, ministerul trebuie să... Corect, sunt de acord că trebuie să facă și să-i tragem de urechi dacă vedem că nu se întâmplă lucrurile cum trebuie. Hai să vedem și noi ce putem să facem, pentru că noi putem fi o forță. Suntem, Doru, iartă-mă, te rog, cred că suntem 300.000 de profesori în țara asta, 300.000 de profesori, 300.000 de oameni cu un potențial intelectual uriaș și am putea schimba niște lucruri. Sunt foarte multe decizii care poate nu știe toată lumea, se pot lua la nivel local, adică nu trebuie să stau să-mi vină ministru. Uite, de pildă, vorbeam de măsurile sanitare. Da. Măsurile astea sanitare care trebuiau pregătite pentru prima zi de școală. Vai de mine, dar trebuia să stau eu să-mi spună ministru ce să fac eu la mine în școală și serios, dar am un an de zile de când am problema asta, de când mă confrunt cu ea, dovisez noaptea. Adică nu avea, eventual mai puteau veni niște subtilități acolo, niște nuanțe, niște detalii, nu știu ce, dar în linii mari știam ce am de făcut pentru începutul școlii. Și îi apreciez și îi felicit din tot sufletul pe colegii directori care au reușit să se mobilizeze din timp, că nu era mare filozofie. Da? Iar acolo unde prima zi de școală a găsit nepregătiți, credeți-mă că putea să fie dat ordinul la comun de 3 luni de zile, că lucrurile erau la fel. Acolo unde... Și nu numai acum în pandemie. Acolo cred că erau nepregătiți și cred că în perioade de mai multă liniște decât asta cu virusul pe capul nostru. Ce aș vrea să spun este că este o oportunitate pentru noi să facem o schimbare de mental colectiv în perioada asta. Și să facem puțin, să ne deplasăm din zona în care doar constatăm și doar arătăm, spunem, alea nu merg, și să mergem și în zona aia și ce putem să facem. Poate nu o să reușim să clintim lumea din loc, poate nu o să schimbăm nu știu ce, dar dacă simplu fapt că gândim pozitiv și că o să căutăm soluții, este cea mai frumoasă, cea mai bună lecție pe care o putem servi elevilor noștri. Remarcat, Doru, la începutul întâlnirii noastre, faptul că, iată, copiii au fost poate mai responsabili decât mulți dintre adulți. Ce lecții le-am servit noi în perioada asta? Ce le-am arătat noi? Niște adulți nesiguri pe ei, mă rog, nu, repet, nu toți, nu, poate o parte dintre noi. Niște adulți nesiguri, unii dintre ei împotriva unor realități științifice elementare, cum ar fi, nu știu, acceptarea campaniei de vaccinare sau purtatul măștii,
Dar ce modele am dat noi copiilor? Hai să facem, hai să schimbăm un pic paradigma asta și să le arătăm niște adulți siguri pe ei, pentru că tot noi suntem aia care le spunem, ce să vezi, că școala îi pregătește pentru viață. Dar noi adulții, dar ce pregătiți de pentru viață am fost noi adulții de numai. Dar ce pregătiți am fost noi pentru neprevăzut? Păi cum sunt eu credibil în fața unui copil să-i spun lucrul ăsta, când eu, adult, mă duc în fața lor și m-am panicat cu ce o să se întâmple în perioada asta. Nu cred că trebuie să mai facem asta. Trebuie să ne schimbăm un pic la 180 de grade. E adevărat, asta nu înseamnă că eu neg toate lucrurile de care s-a vorbit până acum. Nu înseamnă că ignor responsabilitatea pe care o au instituțiile statului. Pe de altă parte, refuz să mă mai sperii, refuz să mai stau să-mi plâng de milă, refuz, nu mai pot cu voicăreala. Vreau să simt că pot să fac ceva. Eu nu pot să fac foarte multe, dar eu pot să mă duc la școală, să-mi fac corele, vreau să mă duc să le dau un pic de, nu știu, un imbold de elevilor mei și să le spun, da, frate, o să fie bine, dar chiar o să fie, ia să vedeți. O să respectăm normele astea sanitare și o să fim puternici și o să scăpăm cu bine de toată treaba asta. Măcar asta dacă facem și e o schimbare uriașă, uriașă. Poate ăsta este modelul pe care ar trebui, cred eu, să-l oferim în perioada asta. Iartă-mă, Doru. Marcel, nu e nicio problemă. A fost chiar un discurs memorabil. Îți promit că îl arhivăm și îl păstrăm la CCD. Sincer, Marcel, ai atins atât de multe puncte sensibile încât o să-mi permit și eu un comentariu. De fapt, nici nu aș ști de unde să încep. De la faptul că nu ne asumăm responsabilități, sigur, nu generalizez aiurea, fiecare om are o poveste și are un istoric, inclusiv o istoria curajului și a lașităților, fiecare dintre noi, aș spune. Însă, la nivel de sistem, nu te-aș putea contrazice, n-aș putea să nu remarc același lucru. Că, uite, vorbeai despre postura asta de infailibil pe care ne-o asumăm uneori, de multe ori atunci când nu trebuie, da, încercăm să păstrăm poza asta, după părerea mea, ridicolă și necredibilă, a celor care știu tot și nu pot fi prinși niciodată pe picior greșit, și ne-o asumăm când n-ar trebui, iar atunci când ar trebui să fim fermi în privința unor lucruri, ne apucăm și ezităm aiurea și complet contraproductiv. Acum, sigur, tu ai mai atins o chestie și nu ești prima oară invitat la noi, la CCD Galați, și știi, cred, așa cum știu probabil mulți dintre invitații noștri de azi, că la noi întâlnirile sunt pe bune și că nu ne adunăm doar ca să spunem niște chestii amabile și să schimbăm niște amabilități între noi, ci chiar să punem degetul pe unele răni mai vechi și mai noi ale sistemului. Uite, nu țineam musai să spun lucrul ăsta în seara asta, dar pentru că a tot venit vorba despre chestiunea asta, am să o spun totuși, chiar cu riscul poate de a deranja pe, știu eu, pe cine, nevoit sau indirect. Însă, nu numai că n-am fost pregătiți în școli de prima zi de școală, sau mă rog că puteam fi mai bine pregătiți, n-am fost pregătiți nici pentru prima zi de vaccinare, să ne înțelegem. Din punctul meu de vedere, principalul motiv pentru care acum profesorii nu sunt programați mult mai repede la vaccinare e tocmai faptul că un număr foarte mare de directori au așteptat ceva. Din punctul meu de vedere, nu se știe ce. Pentru că, da, spune cineva, ministerul a pierdut startul. Întrebarea mea este de ce aveam nevoie de minister. Oamenii erau absolut programabili pe platforma RoVaccinare, care era o platformă a Guvernului României. Nu a existat nicio opreliște la programat oamenii. Dana Papadima tocmai a spus lucrul ăsta. A fost nevoie doar de 1-2 profesori care au fost dispuși să sacrifice o zi și o noapte ca să introducă date în sistem. Era nevoie de o semnătură electronică, atâta tot, pentru instituții, iar oamenii puteau fi programați. Faptul că s-a așteptat încă un ok de sus, din punctul meu de vedere, complet inutil, adică pur și simplu ceea ce a spus ministerul se putea ști de pe platforma RoVaccinare. Nu trebuie să ne spună ministerul chestia asta. Mai mult, CCD Galați atunci
a făcut chiar postări publice în direcția asta și a anunțat oamenii că pot să programeze angajați. Ni s-a răspuns în unele cazuri pozitiv, în alte cazuri nu avem încă metodologii, directive și așa mai departe. Deci iată cum să zic, tendința și tentația asta a noastră de a aștepta tot timpul un involt și un impuls de la șeful direct poate uneori să fie extrem de contraproductivă. Și sigur, nu știu dacă oamenii sunt întotdeauna de arăta cu degetul, pentru că asta au fost învățați să facă vreme de decenii. Mai mult, ieșirea în afara cadrului de joc a fost de obicei sancționată. Ce să spunem? Că au existat inspectorate în școală care au făcut tot soiul de controle la sânge, la hârtii și așa mai departe, într-o perioadă în care oamenii aveau nevoie mai degrabă de sprijin și de încurajări decât de să fie fugăriți pentru o hârtiuță sau pentru nu știu ce situație. Deci eu personal sunt absolut de acord cu tine că e nevoie de o revoluție în mentalitate și sper din suflet, eu știi că dintre noi doi tu ești optimistul de serviciu, iar eu sunt pesimistul de serviciu. Eu sper din suflet să ai dreptate și, cum să spun, șocul pandemic să fie suficient de mare încât să schimbe niște lucruri în mentalitatea și în felul nostru de a vedea și de a face lucrurile. Numai un pic, m-am oprit ca să citesc un comentariu. Da, în principiu, spune cineva că înțeleg că administrativ era necesar ca angajatorul să înscrie pe platformă numele angajaților, dar de aici până la depinde vaccinarea mea de voluntariat unui coleg, mie mi se pare îngrijorător. De acord, de fapt, directorii de instituții nu trebuia să facă altceva decât să înscrie instituția. E atât de simplu. După care fiecare se putea înscrie individual. Dar pentru asta era nevoie de semnătură electronică, ceea ce foarte multe școli din România nu au. Ministerul a uitat, sau Dumnezeu știe ce a reușit să facă, dar nu cred că ar fi fost foarte greu să trimită o informare în școli, prin inspectorate, cu o săptămână, două, trei înainte. Băi, oameni buni, faceți-vă rost de semnătură electronică. Se cumpără, da? E 30 de euro una pe internet și durează câteva zile. Nu e atât de greu. În fine, acum fuse și seduse, nu cred că asta mai e discuția, era doar o remarcă despre cum, sigur, a aștepta prea multe indicații din prea multe locuri se poate dovedi contraproductiv din punctul meu de vedere. Revin un pic rapid la Octavian pentru că am două întrebări pentru el. Octavian, sigur... Una dintre memele, cum să le spun, una dintre ideile care a circulat de la începutul pandemiei cu privire la acest virus, o idee care, deși a fost desmințită de mulți specialiști, apare nu s-a stins și am văzut-o revehiculată destul de mult în ultimele zile, e că, domnule, până la urmă avem de-a face cu o simplă gripă, de ce ne stresăm așa? Te rog, hai să lămurim odată pentru totdeauna povestea asta cu COVID-19 versus gripă. În afară de faptul că printre simptome există simptome comune cu infecțiile gripale, de ce nu e COVID-19 doar o gripă și de ce ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât o gripă, infecția cu COVID? Lucrurile sunt foarte simple, nu știu, nu trebuie decât să uiți la numerele de morți, chiar o mortalitate mult mai mare și doi, nici nu e așa o boală atât de ușoară pe cât pare pentru mulți, e foarte înșelătoare, că sunt așa de mulți asimptomatici și mulți oameni care trec prin ea aparent ușor, dar există și ceea ce se cheamă long COVID, care este un dezastru. E un spectru tot așa foarte larg și vag, dar merge de la a te simți ca o cârpă
până la brain fog, adică ești cu, nu te poți concentra, este absolut teribil. Afectează mai mult femeile decât bărbații, vagament, dar nici bărbații nu sunt scutiți, adică 60-40 proporția, și afectează 10% dintre cei infectați. Nu e de joacă, dintre cei care au simptome de o gravitate mai mare sau mai mică. Nu e deloc de joacă. Uite, la NHS au făcut un program special pentru long COVID. Sunt oameni de 40 de ani, sportivi. La noi nici nu știu să se fi discutat foarte mult despre forma lungă a COVID-ului. O formă cronică, cumva, nu? Și, doi, nu, când te lovește un val puternic, se întâmplă ce vedem acum în Portugalia, cum se zice. Am văzut în săptămânile trecute în Marea Britanie. Nu e nimic de așa de complicat totuși. Sunt spitalele. Nu mai e loc nici pentru cei care au nevoie de spital pentru altceva. Este o prostie, pur și simplu. E o gripă. Nu este. Suntem și nici nu avem imunitate, nici nu avem vaccinuri. Din fericire, o altă comparație e în favoarea COVID-ului, virusului ăsta, așa anume că nu e atât de variabil pe cât virusul gripal sau virusurile gripale, din motive cu totul biologice, așa anume că nu se recombină și mutează mai încet. Cu toate astea nu suntem pregătiți, adică nu, pur și simplu, e un virus care vizitează omenirea pentru prima oară. Pur și simplu nu suportă comparație. E mult mai mortal, lasă sechele, ceea ce gripa nu, și produce un dezastru. Nu e așa de greu de văzut. Că nu s-a întâmplat în România chiar atât de rău. E una, da, o să ignori ce se întâmplă în restul lumii, fiindcă și pe noi o să ne lovească. De-al minteri, există și un paradox. Locurile, e valabil, a fost valabil și la gripa spaniolă. Locurile în care primul val a fost îndepărtat mai ușor, au fost lovite mult mai tare de al doilea val. Așa că aviz amatorilor. Culcatul pe ureche nu e bun deloc. Din câte știu, există și diferențe structurale între virusi, adică... Absolut. Sunt două clase de virusuri. Sunt, cum ai compara girafa cu gândacul, fiindcă au picioare. Sunt două bestii cu totul diferite. Da, nu e de râs, dar m-a amuzat cumva comparația plastică și foarte elocventă. Ok, și încă o întrebare spre tine foarte directă, la care poți răspunde cu da sau nu, e următoarea. Crezi că era oportună deschiderea școlilor așa cum s-a făcut? Acum, bine, dacă mă dorești să răspund la chestia asta, o să răspund. N-aș vrea, fiindcă ne facem sânge rău degeaba, că nu Am înțeles, pot să nu răspund. Ne vom întreba care ar fi fost răspunsul. Părerea mea personală este că instinctul meu ar fi fost să nu le deschid acum, fiindcă e foarte înșelătoare perioada asta de acalmie pe care o vedem acum. Și mi se pare că este foarte probabil să trebuiască să le închidem din nou peste 2 luni, deci facem varză pe copii. Okay? Eu înțeleg foarte bine de ce nu au vrut mulți să închidă școlile. Dovezile, e foarte greu să stabilești care este contribuția școlilor la răspândirea virusului. Sunt niște estimări între 10 și 20%. Mă rog, copiii mai mult iau de la adulți decât dau înapoi. Dar comparăm mere cu pere, fiindcă socoteile astea sunt făcute pe baza, adică din locuri unde sistemul școlar e organizat altfel. Nu te duci, nu strimiți copilul în cealaltă parte a orașului. Te duci la școala în raza căreia. Am înțeles. Da. Deci comparăm, comparațiile astea sunt înșelătoare.
Înțeleg foarte bine de ce unii au ținut cu dinții să nu le închidă la început. Au fost obligați să le închidă de curând, că nu mai era atâta 20% sau 10% cât e contribuția școlărească, să zicem, a sistemului școlar la epidemie, într-un loc anume, e un 10 sau 20% pe care nu și-l mai permiteau. Înțeleg foarte bine de ce. E un dezastru educațional școala asta online, peste tot. Un dezastru social. Da. Acum nici nu poți să le deschizi numai de dragul de a le deschide, când probabilitatea foarte mare este să fie obligat să le închizi din nou peste o lună, două, trei. În care mai mult strici. Evident. Da. Nu să... Se pot ducă bun dacă faci jumate de trimestru. Mai bun ești de capă, copii. Mulțumesc, mulțumesc mult, Octavian, și mă îndrept către ceilalți invitați cu niște întrebări care au venit dinspre cei care ne urmăresc sau se pregăteau pentru întâlnirea noastră de azi. S-a vorbit destul de mult despre pierderile de învățare care au existat în perioada asta. Știm despre ele mai mult din studiile care au fost făcute în afară decât ceea ce s-a întâmplat în România. Și întrebarea mea ar fi cumva următoarea. Cum realizăm de fapt atunci când copiii se reîntorc la școală? Unde sunt de fapt copiii? Cum realizăm evaluarea competențelor elevilor, da, după un an de la ultima evaluare care a fost făcută în condiții de față în față până la urmă? Și o să întrebăm și lucrul ăsta, pentru că probabil ați observat și voi, ca și noi la Casa Corpului Didactic, că de multe ori despre competențe vorbim așa, pentru că sună bine, un termen de acolo, din programă, vorbim despre el, dar de foarte multe ori rămânem doar la evaluarea unui corp de cunoștințe și mai puțin la evaluarea unor competențe efective. Și iarăși, ca și până acum în cadrul discuției, aș vrea să ne concentrăm, era să spun focusăm în noua limbă română, să ne concentrăm pe eventual modalități de a face o evaluare corectă și relevantă a elevilor noștri. Cum ați face? Dacă îmi permiți un mic comentariu legat de treaba asta. Sunt un om foarte curios să ies din ograda privilegiată și să văd ce se întâmplă în școli de țară, în școli din cartiere foarte sărace, oriunde în țară. Și lucrurile sunt foarte diferite. Povestea asta de care vorbeam înainte să înceapă sesiunea, cu recuperarea până la evaluarea competențelor, cu recuperarea unor luni în care copiii nu au avut ca la noi un mediu digital în care s-au putut descurca așa cum s-a putut, au putut comunica, au putut chiar să facă și serbări, chiar și banchete. Dar acolo unde nu s-a întâmplat aproape nimica, decât când a venit ordinele la stăpânire, cu 3 luni de primăvară de anul trecut, în care nu s-a ținut școală. Și știm foarte bine că s-a întâmplat lucrul ăsta. Da? Eu am vorbit cu nu știu câți părinți, prieteni de la alte școli, unde licee de mare renume sau universități, unde nu venea profesorul, pentru că nu venea profesorul. Da? Vorbim de luni de zile de cunoștințe, de achiziții nedobândite. Mergem pe ora lui Câmpeanu plus contra 100 de lei. Adică, asta e o întrebare deschisă. Eu nu am soluții pentru ea, pentru că situațiile sunt foarte diferite de la școli unde nu există, unde există familii care au un singur telefon mobil și nu pot să-și facă 5 frați școala pe acel telefon, da? Până la școli de genul Liceul Caragiale, care a primit tablete. Cine? Liceul Caragiale a primit tablete. Copiii nici măcar nu s-au uitat la ele, pentru că aveau nu știu câte alte tricuri și trucuri, da? Și acele tablete puteau fi date în altă parte, dar n-au fost date. Deci cum stăm în momentul respectiv, cum stăm cu recuperarea sau remediu sau habar n-am, alte forme de evaluare, nu-mi dau seama, cred că foarte diferit. În ce privește școala unde sunt eu,
am avut norocul ca a doua zi după ce s-a declanșat închiderea, doi colegi de informatică, întâmplător turci, da, să cheme toți profesorii și să facă un curs scurt de două zile despre cum se folosește, nici nu știam ce e Zoom, nu știam ce e Google Classroom. Sunt oameni foarte puțin inițiați în tehnologie, ca mine, în generația mea, și care am devenit doctor docenți în tehnologie. Mai puțin eu, dar cei mai tineri sunt formidabili. Copiii ne-au învățat foarte mult, copiii ne-au sfătuit ce să facem, au venit cu soluții, au venit cu resurse. Da? Multe dintre ele vor rămâne și după ce va trece pandemia, pentru că o să mai fie situații în care poate vrei să-ți deschizi o școală online, pur și simplu, învățământ la distanță, și îți folosește tot ce ai învățat. O să mai fie situații cum o să fie următoarele întâlniri ale noastre, consiliile profesorale sau comitetul de părinți, nu mai adun lumea de pe drumuri în traficul infernal din București, ci facem toată povestea pe Zoom. Ne-am învățat să comunicăm pe Zoom, să comunicăm pe chat, deci am învățat lucruri în chestia asta. Nu este o traumă pe care vrem să o ștergem cu buretele, pentru că nu se face așa, creierul nu o să șteargă cu buretele lucrurile astea. Nici copiii nu o să șteargă cu buretele această experiență, deși ei scapă mai ușor de traume decât noi. Deci ce facem, și asta chiar e o întrebare deschisă, ce facem cu elevii care au pierdut, da, emoțional enorm din cauza acestei comunicări destul de ciudate, da? Și cei care au pierdut academic foarte mult. Ușurăm examenele, cum s-a întâmplat anul trecut, evaluarea națională și bacalaureatul au fost ca grad de dificultate aproape o copilărie față de ce ar fi putut să fie. Scădem standardele până când? Când e momentul zero la care ne facem un examen național, vorbesc aici, un examen, o autoreflecție, și vedem cum dregem, da, acest pocinog, acest ghinion mondial. Deci întrebarea mea rămâne deschisă. Iar eu o duc mai departe. Da, Marcel, te ascultăm. Îndrăznesc și eu cu câteva observații legate de subiectul ăsta. Doru, la prima vedere s-ar putea crede că există, avem undeva în jobe niște soluții minune prin care o să putem rezolva povestea cu recuperarea și cu găsindu-i niște instrumente de evaluare, că deja, să știi că eu acum inconștient, din reflex, stăteam și mă și gândeam, trebuie să fac, uite, hai să fac o listă, să cum le pun pe hârtie. Nu despre instrumente de evaluare e vorba în momentul de față. Pentru că, spunea și Dana foarte bine mai devreme, vorbim despre profesori care luni de zile nu și-au făcut datoria. Vorbim despre profesori care efectiv nu și-au făcut orele. Nu că n-au avut cu ce, nu le-au făcut, nu au vrut, nu știu, habar n-am din ce motive, au refuzat efectiv. În cele mai fericite cazuri au mai fost situații, repede, nu generalizez, că nu e vorba de toată lumea, dar sunt situații de felul ăsta în care au mai aruncat acolo niște teme pe WhatsApp. Iar acum noi trebuie să găsim un soi de soluții minune prin care să încercăm să ne gândim cum face recuperarea și cum nu. Dăm voie să spun că problema nu este la biata evaluare, problema este la resursa umană. Și până când nu o să acceptăm și nu o să recunoaștem cu toții că acolo e problema și nu la evaluare, că instrumente de evaluare, doamne, văd cumva aici în întâlnirea noastră oameni cu foarte multă experiență, le știm care sunt. Totale, adică nu avem cum să inventăm altele. Problema e la resursa umană. Pentru că omul ăla care n-a făcut luni de zile, n-a făcut nimic, poți să-i pui la dispoziție, nici nu știu cum să spun, inelul un burac, să facă recuperarea, uite așa, într-o fracțiune de secundă și tot nu se rezolve problema. Problema este la omul care face asta, nu la instrumentul de evaluare. Și până când ne vom gândi foarte serios la o reformă a resursei umane în învățământ, vom avea mereu aceeași problemă. Și mereu după o situație de asta de criză o să ne gândim și o să ne stoarcem creierii de oare cum să facem recuperarea și cum să facem evaluarea copiilor care vin în pandemie, când de fapt problema nu este aici, e acolo la om. Ce a făcut omul ăla atâta timp? Și de ce suntem în situația acum? Să mă iertați, vă rog, acum, nici eu nu vreau să dau neapărat exemplu învățământului privat sau în general a antreprenoriatului din mediul privat. Dar acolo, dacă nu ți-ai făcut treaba după un anumit interval de timp, ori dai o explicație plauzibilă, ori nu mai colaborăm, pentru că atât de simplu e. Aici trebuie să găsim soluții și să ne gândim și, de fapt, problema de adevăratele, o aruncăm undeva în spate, parcă nu există, dar noi toți știm de ea. Noi toți știm de ea, dar există un spirit de castă nefericit, dacă mă întrebați pe mine,
și care o să ne facă rău dacă o să-l păstrăm așa în formula asta. Nu, va trebui să spunem, oamenii au făcut foarte bine și ar trebui motivați să continue în felul ăsta, ăia n-au făcut bine și atunci hai să ne hotărâm cum facem. Putem să o lălăim așa multă vreme de acum înainte, dar ne mințim, sincer. Adică trăim așa într-o iluzie, într-o bulă din care practic, dar noi știm undeva adevărul subconștient, dar refuzăm să-l acceptăm de adevăratele. Ori suntem onești cu noi și spunem, da, ok, asta este situația, hai să vedem ce facem. Trebuie reformă a resursei umane. Acolo este adevărata problemă. Întrebare de la... Pot interveni? Da, sigur. Vă rog. Legat de, dacă îmi permiteți, aș vrea să partajez și ecranul meu. Am pregătit un material ce m-am gândit eu că ar trebui să fac la mine la școală. Mai devreme când am intervenit, poate s-a văzut cumva oarecare bucurie în faptul că am început școala la mine, dar bucuria era provocată de faptul că am niște copii care altă șansă nu ar fi avut. Și asta vreau să vă arăt. Cred că am nevoie de aprobarea ta, Doru, ca să... Asta încerc să fac. Un pic. Pot să vorbesc? Ok, încerc acum, Mihaela. Sper să fi reușit. Da, da, acum e ok. Cred că se vede. Da. Eu vreau să spuneam că am o școală mică și vreau să vă arăt contextul care pe mine m-a îngrijorat. Și anume, iată, număr procent elevi aflați în situații de abandon școlar, 12 din 297. Asta înseamnă un procent de 4% și situații, elevi cu situație școlară neîncheiată, adică care sunt și ei în situații de abandon, cu siguranță n-ar fi venit dacă nu începeam acum școala, iată un alt 3%, adică m-ar fi dus la un 7%, abandon școlar. După aceea avem, mă rog, tot în, am considerat că este necesar să am o situație reală cu copiii care au întârziat, dar nu neapărat din cauza învățării online. Și avem și aici procente de 21, un quantum de 22% pe gimnaziu și 19% pe primar, deci care ar avea nevoie de așa cântata educație remedială. Am gândit și la un plan de lucru, o agendă pe care aș vrea să lucrez și nu întâmplător am plecat de aici, de la obiectivul, deci n-am început cu optimizarea învățării și reducerea decalajelor în învățare, ci am cu reducerea ratei abandonului școlar. Ăsta îl văd ca principal obiectiv și care are legătură cu, și cu cel de ameliorare a rezultatelor învățării. Reducerea abandon școlar, prevenirea absenteism, evaluarea cu scop de orientare și optimizarea învățării și ameliorarea rezultatelor școlare. Plecând de aici, n-are rost să ne mai uităm la acțiuni. Eu am făcut-o ca un fel de gant pe săptămâni, pe ce ar trebui să facem. Vreau să ajung la cum anume vedem ce trebuie recuperat. Și cum a spus domnul Barti, că da, totul e la resursa umană, sunt subscriu la această idee cu convingere. Trebuie să lucrăm cu noi înșine foarte mult, pentru că eu sunt convinsă că în sistem există foarte mulți profesori care nici nu știu ce anume trebuie să evalueze. Și dau acele lucrări găsite pe net, mai găsesc pe undeva, pe nu știu ce platforme, niște teste făcute, niște quiz-uri și le dau și se consideră că ei și-au făcut datoria. Eu am plecat de la altceva, am zis aici că ar trebui mai întâi să analizăm fiecare competență în parte din programă, să le creăm niște descriptori
practic niște comportamente observabile care să arate că elevul este pe pas de a atinge respectiva competență. Dacă se poate face pe diferite nivele, pe măcar pe trei nivele, descrierea acelor comportamente este excelent. Dar în primul rând să aibă ei în clar în minte, profesorii, ce anume trebuie să urmărească la elev, ca elevii să știe ce trebuie să... ce trebuie să evalueze după aceea. Mai am un material pe care aș vrea să vi-l arăt. Îmi cer scuze, nu vreau să plictisez, dar mi-am structurat mai bine acolo discursul. Cred că aici, da, spuneam contextul, agenda, merg mai departe. Deci cum identificăm nevoile de învățare ale elevilor? Deci plecăm de ce evaluez, ce ar trebui să știe să facă elevii pentru a demonstra nivelul de atingere a unei competențe. Ce metode de evaluare a evalua acel comportament, pentru că tendința este de a da teste de evaluare, dar nu-i nevoie neapărat numai de teste de evaluare. Sunt atâtea alte mijloace prin care putem evalua și mă refer în special la evaluarea formativă, pentru că cea sumativă este clar, dar cea formativă este mult mai diversificată și dacă ar stăpâni profesorii aceste metode și ar fi excelent, cum asigur că evaluarea va fi de calitate și de ce nu, cum folosesc rezultatele acestei evaluări. Pentru că noi tot dăm acele evaluări inițiale la început de an școlar, ne facem treaba, facem tot felul de hârtii, dar rămân undeva acolo, de cele mai multe ori, deci numai în plan birocratic și cu asta basta. Și noi facem tot ceea ce știm, iar și ne uimește în continuare ce rezultate avem la testele PISA. Cum realizăm evaluarea competențelor și mai am aici cum organizăm activitatea remedială. Spuneam că pe grupe, mă gândim pe grupe valorice, adică o activitate remedială cu clasa întreagă o consider complet neeficientă. Deci pe grupe mici, pe bază de standarde, de descriptori de performanță, cu experiențe de învățare variate și atractive pentru elevi, și centrate în special pe elevi. De asemenea, să învățăm pe elevi să exerseze reflecția asupra învățărilor și să monitorizăm progresul fiecărui elev, adică crearea unei fișe funcționale de progres, deci nu a unei, repet, a unui instrument birocratic. Cam atât am gândit eu. Deci ceea ce vreau să insist este pe acei descriptori de performanță pe care nu îi avem. Eu aș vrea să vă arăt un model pe care o colegă de învățământ primar a lucrat după modelul aceea ce noi am tot făcut consilii profesorale săptămâna trecută și am rugat o colegă să pună pe hârtie ceea ce am acest plan de remedial, cum îl vedem noi, și a ieșit ceva de genul ăsta, zic eu, foarte apropiat de viziunea noastră. Rugăm, Mihaela, e foarte interesant din punctul meu de vedere. Vreau aici să văd aici, deci iată cum putem identifica necesitățile de recuperare. Deci, pe de o parte, avem evaluările care au fost deja date în perioada online, dar și alte, iată, chestionare prin care sunt cerute și părerile elevilor, spune colega.
o apreciere generală a calului didactic privind ritmul de parcurgerea conținutului, identificarea elevilor care nu au avut acces în mod constant. Asta o avem deja făcută. Mihaela, dacă șerești ceva, noi nu vedem acum. A, nu? A, stați, scuze. Dacă distribui. Da, oprisem. Aici eram. Da, o să reiau. Okay. Vreau să ajung la model, la modelul propriu zis. Iată, limba și literatura română, clasa a treia, exemplu de măsurare a unei competențe. Și a luat un exemplu de competență. Deci această competență este atinsă dacă elevul știe. Și iată comportamente vizibile, observabile, măsurabile la elevi. Mulțumim foarte mult, Ana Papadina. După aceea, exemple de activități care ar putea să ajute să măsoare. Deci, cum spuneam, cum evaluăm. Ceva de genul ăsta vom face noi la fiecare disciplină, pe catedre vom lucra și la învățământul primar pe nivele de clase. Cam asta va fi în următoarele 3 săptămâni, în luna februarie, asta intenționăm să facem noi. În ceea ce privește programul remedial, avem deja început un program printr-un proiect finanțat de Fundația EMAG. Proiectul se numește Nouă ne pasă și avem deja finanțare pentru 32 de elevi din clasele 3-6, pe, cum spuneam, pe grupe mici, maxim 8 elevi la română și matematică și dezvoltare emoțională, finanțare care cuprinde inclusiv o masă caldă pentru copii, dar acum în perioada online a fost online, finanțare pe 3 ani și cuprinde și o plată pentru profesori, bineînțeles nu la nivelul anunțat de... doar anunțat, nici nu cred că e posibil și nici nu... cred în asta și nici nu vreau, așa că nu mi se pare normal ca profesorul care nu a fost capabil să facă multe la clasă, dacă ar face acum cu 1 milion, ar reuși să facă minuni. Nu cred în asta, așa că nu aștept programul remedial al ministerului, anunțat de minister. Da, scuze dacă am nu am fost foarte coerentă în toate, dar asta am arătat ce facem noi la școală. Mulțumesc mult, Mihaela. Din punctul meu de vedere, ai fost foarte coerentă și ce ne-ai arătat a fost foarte interesant. Poate chiar o să ne trimiți din materialele astea și le putem redirecționa și noi către, către profesori. Absolut de acord cu asta. Aș vrea să spun, dacă tot a venit vorba, că noi la CCD Galați avem în intenție, în perioada următoare, să demarăm un program de axat mai puțin un program care va fi axat exact pe dobândirea acestor competențe de citire, înțelegerea programelor, creare de descriptori pe competențe. Vom vedea, încă discutăm despre cum vom face lucrul ăsta. Mai multe idei au fost puse pe tapet zilele astea. Probabil că vom face și niște mici filmulețe. Ne apucăm de un fel de vlogging așa pedagogic, care sperăm să-i ajute pe colegii noștri. Sigur, nu e prima dată când CCD Galați sau alte CCD-uri din țară fac lucrul ăsta. E un efort care a început cu ani în urmă și care eu cred că trebuie continuat, pentru că e un drum pe care trebuie să mergem cât mai mulți dintre noi și de aceea noi sperăm să învățăm ceva chiar și de la virus, și anume cum să creștem exponențial viralizarea unor informații importante. Rareș,
pentru că am vorbit puțin despre cum au fost afectați elevii și despre nevoile pe care le-au avut în perioada asta, ar fi interesant să ne spui cum ai simțit tu pe colegii tăi. Știu că organizația voastră ține legătura permanent. De fapt, din punctul meu de vedere, o face chiar mai bine decât instituțiile adulților, uneori mult mai bine. Și țineți legătura în permanență cu elevii din țară. Și de aia te-aș întreba cum ați simțit voi acolo la Consiliul Elevilor, unde simțiți că au fost cei mai afectați elevii din România în perioada asta și eventual unde crezi că ar trebui să ne concentrăm eforturile odată cu revenirea la școală? În primul rând, cred că e onest să ne recunoaștem limitele. Într-adevăr, ne ținem constant legătura cu colegii noștri, însă o scăpare, dacă vreți, majoră pe care o avem este că în pandemie am făcut asta preponderent în mediul online și prin comunicarea din mediul online. Adică asta ne limitează cu siguranță paleta, dacă vreți, de colegi care ne-au răspuns la, sau varietatea de colegi care ne-au răspuns la întrebări și la consultări, dar în momentele în care s-a putut, am organizat și consultări în format fizic sau avem și adunări generale la nivel local, unde vin elevi din întregul județ, mă rog, la nivel fiecărui județ. Acum, ce am observat că a durut cel mai tare în ultimele luni a fost, dacă ar fi să le cuprind pe toate într-un singur aspect, a fost lipsa de predictibilitate. Cred că asta ne-a dat peste cap pe noi toți. Adică nu știam ce avea să se întâmple de la o zi la alta. Puteam într-adevăr să previzionăm așa cum a spus domnul Bartic, dar e lipsa asta de certitudine care te dă peste cap mai mult decât crezi în prima fază. E clar că am trecut cu toții printr-o perioadă de uzură morală și de uzură intelectuală și asta s-a văzut, pentru că țin minte o experiență foarte care ne-a dus pe toți, sau cel puțin pe mine m-a adus cu picioarele pe pământ, a fost în prima zi de școală de după sărbători, înainte de vacanța intersemestrială, când ne-au scris colegi și am experimentat chiar și eu chestia asta, că nu se puteau ridica din pat, că mă rog, cel mai serios să intre la orele online, pentru că pur și simplu erau epuizați în amorul cel mai serios și cel mai onest și nu mai vedeau niciun fel de motivație, nu vedeau niciun fel de finalitate în a se ridica din pat și a se pune laptop să învețe sau, mă rog, să intre la orele online. Și cred că ăsta e un aspect pe care, din păcate, mulți profesori l-au scăpat din vedere și anume de a încerca pe cât posibil să umanizeze orele online, nu știu, prin diferite survey-uri sau diferite aplicații sau diferite interacțiuni mai, nu știu, mai informale, dacă vreți, cu elevii înainte sau după oră. Și asta s-a simțit în sala de clasă. Adică nu spun acum că profesorii sunt de blamat, pentru că e evident că mulți dintre dumneavoastră ați fost nevoiți să învățați de la zero cum să predați în mediul online și avea o interacțiune informală, era poate ultima dintre grijile dumneavoastră. Dar spun că asta s-a simțit foarte puternic, pentru că de fapt școala online e ca școala față în față în termen de materie livrată, dar diferența majoră și de ce nu funcționează de fapt pe termen lung școala online este pentru că lipsește interacțiunea umană și lipsește acel schimb de poate chiar și aspectele astea de schimb de expresii faciale, dacă vreți, mimico-gestual, care ne ajută pe noi toți să înțelegem ce gândește interlocutorul nostru sau ce vrea să ne transmită. E cu totul altceva, adică, de exemplu, aveam o profesoară, nu o să dau nici numele și materia, care atunci când mergea prin clasă și preda, la un moment dat se întorcea așa la 360 de grade în timp ce mergea și era fascinant pentru noi cum facea turul clasei într-un singur minut, așa se întorcea, niciodată nu știa care avea să fie următoarea mișcare. Dar sunt lucrurile astea micuțe în prima fază care te fac să zâmbești sau te fac să râzi, chiar în momente care ne-au lipsit nouă tuturor și cred că, de fapt, Asta a fost cel mai greu, să fim departe unii de alții și faptul că nu știam ce va să urmeze. Inclusiv acum, zilele astea, adică sâmbătă, duminică, îmi scriau proprii colegi de clasă, ce facem luni, mergem la școală, nu mergem la școală, cât stăm la școală și după aceea pornim discuții pe grupul clasei, ca oricum după 2 săptămâni mergem înapoi acasă cu toții. Deci, cred că
toată nebunia asta ne-a învățat multe lucruri bune și ne-a învățat să ieșim din zona de confort, dar poate nu de ajuns de mult. Adică am început să vorbim cu profesorii pe WhatsApp și pe Facebook, ceea ce să-ți dea acelere sau să-ți dea acelere profului tău de istorie sau de mate pe Facebook e ceva extraordinar. Dar cred că anumite aspecte și na, pe de-o parte trebuie să ne și calibrăm așteptările la ce s-a făcut până acum și la ce așteptări avem de la școli, de la director, de la comunicare, dintre director și elevi și dintre școală și elevi, de fapt, pentru că de multe ori știm că asta s-a făcut în mod lacuniar în foarte multe comunități școlare. Adică se face comunicarea prin diriginte, dacă dirigintele comunică cu elevii bine, dacă nu, nu. Cam acolo se oprește totul. Adică, nu știu, simt că poate chiar și faptul că am folosit Google Classroom ne-a oferit un mai puternic timp de comunitate, unde putem să împărtășim idei, să punem lecții, să punem lucrurile astea triviale din nou, care pot părea de fapt triviale la început, dar care pe termen lung cred că ne-ar putea ajuta, ar putea veni ca un addendum, dacă vreți, ca ceva în plus la ceea ce facem în sala de clasă noi toți, cu atât de multă pasiune și cu atât de mult drag, de cele mai multe ori, că na, sunt și zile în care suntem cu toții obosiți și parcă nu prea avem chef de nimic, dar asta face parte din nou din magia de a fi în sistemul ăsta, magia de a fi aici împreună și cred că asta ne... cred că asta era ceea ce ne kept us going în școala față în față și a dispărut în școala online. Deci cred că asta ar fi, ca să nu încep să mă vorb în jurul cozii, cam astea ar fi, cred că, principalele lucruri care ne-au lipsit și care ne lipsesc în continuare în perioada asta. Da, mulțumesc mult, Rare, și într-adevăr o situație complexă, iar eu cumva cred că e important să găsim tonul corect în discuția asta. Pentru că mi-aduc aminte la începutul perioadei pandemice, pozițiile excesive abundau. Erau oameni care dintr-o dată văzuseră așa, venind mesianic, rezolvarea tuturor problemelor învățământului din România prin faptul că trecuseră online. Se vorbea de o modernizare pe repede înainte a întregului sistem și așa mai departe. Evident, nu s-a putut întâmpla așa ceva. Pe de altă parte, a existat și atitudinile mai degrabă pășuniste, așa, și închise complet față de experiența digitală. Și poate că acum, după un an, ajungem în sfârșit la momentul ceva mai matur în care să începem să înțelegem ce aduce în plus și ce ne ia, de fapt, fiecare din experiențele astea. Sigur că ceea ce spui tu e absolut adevărat. Gândiți-vă numai la suntem atât de mulți profesori în întâlnirea asta și cu siguranță mai toți am trecut prin situația aceea în care absolut toate ferestrele unei clase erau închise și toate camerele erau închise și este extraordinar de frustrant. Dar amintiți-vă și bucuria și lumina când acel unic elev își deschidea camera și dintr-o dată puteai recrea o punctă comunicațională. Deci fața acelui elev pe care, sigur, cu toți avem acel elev sau acei elevi care deschid mereu camerele și ei ne ajută, devin cumva chipul întregului colectiv, ca să spunem așa, și ne permit să restabilim o relație de comunicare firească. Pe de altă parte, da, sunt de acord cu tine, Rare, și că Google Classroom și celelalte platforme au dus cumva procesul de democratizare a relațiilor dintre noi și mai un pas și mai departe, chiar până la inversa relațiile de autoritate. Dintr-o dată elevii au devenit cei care se pricepeau mai bine decât noi la anumite lucruri și cei mai mulți dintre noi n-am ezitat să le cerem ajutorul. Eu cel puțin n-am făcut-o. Așa, de la elevi am învățat să folosesc Discord, de la elevi am învățat să folosesc multe lucruri. Pe de altă parte, trebuie să admit că tipul ăsta de spațiu virtual permite cumva și o evaziune și o rupere de context mai facilă pentru cei care nu au foarte mult chef pentru ora respectivă. În fine, sunt, cred, foarte mulți factori de luat în seamă. Am mai fi avut multe lucruri de discutat pe agenda, subiecte pe care nu știu dacă mai este timp să le abordăm în seara asta.
O întrebare interesantă ar fi fost dacă în momentul ăsta, ținând cont de ceea ce știm și de ce s-a întâmplat în ultimul an, ar mai fi de pildă indicată o simulare cu simulări cu subiecte comune, naționale, pentru examene, sau poate că ar trebui renunțat la ideea asta. O altă chestiune asupra care ar fi fost interesant să auzim părerile colegilor noștri și ale elevilor, e dacă credeți că ar fi oportună organizarea unor dezbateri pe discipline eventual, de exemplu pentru matematică, română sau alte discipline pentru care se dă evaluare, dacă colegii ar simți nevoia unor astfel de dezbateri. Și poate că la întrebările astea, de ce nu, ar fi o idee să ne trimiteți ceva răspunsuri în scris. La CCD Galați chiar încercăm să creăm și să recreăm o legătură vie și relevantă cu colegii noștri. De aceea, dacă vreți să răspundeți la întrebările acestea pe mail, către mine sau către colegii mei, am fi foarte recunoscători. Eventual am să concep mâine, o să concepem mâine un chestionar scurt în care să punem întrebările și problemele pe care n-am mai reușit să le abordăm azi. În încheiere, aș vrea să rog pe fiecare dintre invitați să spună o propoziție, un gând de final, un îndemn, un, nu știu, mai scurt sau mai lung, dar pe cât posibil scurt, ca să nu abuzăm de răbdarea celor din întâlnire. Și am să încep cu Mihaela Mihăilescu. Mihaela, microfonul e închis. Acum, te auzi. Mulțumesc. Emoțiile, și să spun cuvântul, e prima oară când vorbesc unui public de specialitate atât de numeros. Și faptul că cu ocazia asta mi-am împărtășit crezul, ca să zic așa, și am primit un feedback atât de pozitiv din partea atâtor colegi, e un semn optimist pentru mine și voi continua și e și un semn că nu greșesc. Ceea ce cred și am făcut la Școala Independența, nu am greșit. Eu mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi, Mihaela. O să-i dau cuvântul lui Octavian acum, pentru că el e omul care vine cu veștile mai puțin bune și de aia nu l-aș lăsa chiar la sfârșit. La sfârșit am să-l las pe Marcel, pentru că el e optimistul nostru de serviciu. Octavian, te rog. Bine. O să fiu și eu optimist sau încurajator și nu din motive ideologice sau psihologice, pur și simplu. Adevărul este că, așa cum îl văd eu, cel puțin, este că discuția pe care am avut-o în seara asta se petrece peste tot în lume. La același nivel, în aceleași coordonate, cam cu aceleași idei și probleme. Și mi se pare foarte... să zic, foarte touching, nu știu cum să zic, foarte uman vorbind. E un mare egalizator virusul ăsta nenorocit. Nu e nimic, nici rău, nici bine, nu trebuie să ne autoflagelăm, nici să avem complexe. Suntem toți, toată umanitatea e exact în aceeași situație. Mulțumim mult, Octavian, pentru toate lucrurile pe care le-ai spus azi și pentru contribuția ta efectivă la umanitatea și căldura acestei seri. O să te mai deranjăm, o să te mai scoatem din laboratoarele tale de acolo, dar te lăsăm un pic să mai respiri. Eventual te chemăm la următoarea deschidere a școlii, ca să glumesc un piculeț. Mai multe deschideri.
Da. Rareș? Deja o să, adică o să folosesc o comparație care cred că deja m-a consacrat. Faptul că, despre care am vorbit și la ultima întâlnire de genul ăsta pe care am avut-o, legat de comparația asta între, de fapt, această etichetă care a fost atribuită generației noastre, generația COVID-19, generația pierdută, o chestie care pe mine m-a enervat de fiecare dată, aproape mă zic inexplicabil, pentru că eu sunt o persoană foarte echilibrată, mă rog, așa îmi place să cred, și vedeam așa titrat, mari, pe burtiere, generația, când mai ales în preajma începerii anului școlar, generația pierdută, generația de răspândaci, dacă m-a spus cineva în comentarii, o răspune și mă gândim mult la chestia asta, a venit din pusul gândirii, mă gândim, de fapt, nu suntem generația COVID-19, pentru că și nu suntem generația pierdută, pentru că am reușit să trecem peste fiecare piedică pe care am întâmpinat-o în ultimele luni, am făcut-o într-un mod mai mult sau mai puțin grațios, ce-i drept, dar am făcut-o, am avut de învățat câte ceva din fiecare lucru pe care l-am făcut și din fiecare Zoom în care am intrat și din fiecare Google Meet pe care l-am deschis, așa că spune că mai degrabă suntem generație rezilienței, pentru că am trecut, cred că nu puteam să găsesc sau să-mi doresc o formulă mai bună și care să lase mai puțin copii și elevi în urmă pentru a trece mai ușor peste perioada asta. Evident, asta fiind partea plină a paharului, partea mai puțin plină a paharului, este că, na, ca orice perioadă de transformare rapidă și substanțială a societății și mai ales a părții mai tinere a societății noastre, automat că au apărut și decalajele și cred că de fapt asta este greaua moștenire pe care ne-o lasă pandemia, datoria de fapt pe care noi, cei care suntem astăzi aici, fie că suntem tineri sau mai puțin tineri și în general nouă tinerilor, este de a ne asigura de faptul că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a folosi privilegiile pe care le avem pentru a micșora decalajele dintre noi și colegii noștri, adică să fim mai înțelegători și să, nu știu, poate chiar asta înseamnă să ne ajutăm colegii cu meditații sau să-i așeam la lecții pe colegii din mediile defavorizate. Și noi lucrăm la un proiect de genul acesta în Consiliul Național de Elevi, facem o platformă cu toate lecțiile de la toate materiile de bacalaureat și de examen care să fie disponibile pentru elevi în mod gratuit, ca un substitut pentru meditații. Adică lucrăm la asta și cred că am văzut foarte multe inițiative de la olimpici, pentru că anul ăsta s-au mai făcut olimpiadele care și-au oferit cunoștințele și timpul pentru a-i aștepta pe cei din jur și cred că genul ăsta de solidaritate e, apare așa once in a blue moon și cred că acest blue moon pe care îl trăim acum cu pandemia e unul fantastic și ar trebui să ne uităm mai mulți către ei și să încurajăm de fapt pe tineri și pe cei mai puțin tineri de asemenea să facă tot ce le stă în putere pentru a-i aștepta pe cei din jur, că altfel pandemia o să fie mai degrabă o pandemie morală și de lipsă de solidaritate decât una care ne va afecta sanitar pe fiecare dintre noi. Mulțumesc foarte mult și îți dau dreptate, noi tineri, adică noi doi, vom pune umărul în continuare la ameliorarea lucrurilor. Mulțumesc mult, Rare, și Marcel, suntem gata pentru mesajul tău optimist. Da, foarte pe scurt. Doar nu știu dacă e optimist sau pesimist, doar arunc așa o privire în perioada următoare. Cred că cea mai importantă provocare pentru noi va fi aceea de a ne obișnui că în viața noastră doza asta de imprevizibil va fi norma, nu excepția. Va trebui să ne obișnuim că tot ce o să facem noi de acum înainte nu se va mai întâmpla pe potești bătătorite, pe tipare cunoscute până acum. Nu. Etapa asta istorică s-a cam încheiat. Și va trebui să ne adaptăm, noi va trebui să ne construim un set de abilități prin care va trebui cumva să trăim cu doza asta de imprevizibil. Pentru că asta ne-a adus pandemia. Asta este epoca istorică în care trăim noi acum. Pe de altă parte, aș vrea să spun că ar fi păcat să trecem peste perioada asta și mulțumesc, Lorare, ești foarte, foarte bună, foarte valoroasă ideea asta, fără să învățăm lecții fundamentale din lucrurile pe care le-am trăit împreună în perioada asta. Iar solidaritatea trebuie să fie una dintre ele. Nu o să ne mai putem întoarce sau degeaba ne întoarcem la școală dacă n-am învățat nimic în anul ăsta care a trecut. Dacă n-am învățat măcar că trebuie să ne aducă mai aproape unii de alții, că trebuie să ieșim din zona aia ușor egoistă a intereselor noastre de
zi cu zi, dacă n-am învățat că nu mai e suficient să fim profesori și oameni doar cu lucrurile astea, înseamnă că nu știu, degeaba am experimentat perioada asta. Hai să ne întoarcem înapoi la școală, mai aproape unii de alții. Hai să conștientizăm că sunt oameni care au nevoie de noi și sunt oameni pentru care putem să facem lucruri fără să așteptăm ceva în schimb, fără să așteptăm o hârtie, fără să așteptăm o recunoaștere. De multe ori s-ar putea să nu primim nimic înapoi. Dar tocmai în asta ar trebui să fie frumusețea gestului de a dărui ceva. Hai să ne întoarcem la școală și cred că poate că în felul ăsta vom fi, nu știu, mai buni cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Doru, nu știu dacă am fost optimist sau nu, habar n-am. Acela ai fost foarte, foarte ok. Ai fost foarte ok și cum să știi, de la fiecare intervenție a ta, cineva ne-a întrebat în chat dacă o să creăm un montaj cu speech-ul tău. Chiar propun să scoatem o colecție, da? Best of Marcel Bartic at CCD, dar o să mai adunăm câteva. Și, sigur, dincolo de glumă, încă o dată mulțumesc pentru faptul că ești mereu disponibil pentru ideile noastre. Uite, lumea întâmpină cu bucurie ideea mea. Și pentru final aș vrea să-i dau cuvântul și rugămintea de a încheia cumva întâlnirea din seara asta doamnei Doina Geru, care este directora Casei Corpului Didac. Mulțumesc, Doru. Eu vreau să spun doar două cuvinte. Faptul că pandemia asta și tot ce s-a întâmplat și tot ce am discutat de un an de zile încoace, inclusiv în ultimele două ore, se pot subsuma, după părerea mea, în două cuvinte. În primul rând, solidaritate și experiența pe care noi am trăit-o până acum, să nu o lăsăm pierdută, ci, dimpotrivă, să luăm din ea tot ce trebuie ca să ducem la școala față în față. Și nu pot să nu amintesc multele încercări, dar și proiectul CCD-ului care se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar în Galați și care se numește Teleșcoală, tot Teleșcoală, și în parteneriat cu o televiziune locală din Galați și care, începând din 14 septembrie, timp de o oră în fiecare zi, difuzează lecții făcute în mod gratuit de colegii noștri, de peste 100 de profesori care se duc și filmează lecții și sunt date pe televiziune, astfel încât toți copiii din zonele în care nu este internet pot accesa aceste lecții. Și aflu în ultima vreme că nu numai copiii din zona Galați-Brăila se uită la lecțiile astea, ci și copiii români din Spania, din Italia, din locuri care au acces la televiziunea noastră. Și păcat ca materialele astea de învățare să nu fie luate în clase. Dar nu pot să iau, sunt de acord cu Marcel, pentru că și ei au așa un proiect și văd că lucrează la așa un proiect și îi lansez acum propunerea de a ne uni proiectele și disponibilitatea CCD Galați să lucreze cu el în proiectul lui. Și în ultimul rând, vreau să subliniez cuvântul responsabilitate. Să nu așteptăm nici de la minister, nici de la director, nici de la inspector, nici de la CCD, să nu așteptăm ce trebuie să facem. Să facem ceea ce știm noi că este bine să facem, să ne uităm foarte bine la ce ne permite regulamentul, pentru că regulamentul ne permite o grămadă de lucruri dacă știm să-l citim. Dar dacă stăm să așteptăm, e mai comod, dar nu e bine pentru copii. Și să nu uităm faptul că am învățat să comunicăm mult mai bine cu copiii noștri și între noi. Eu vă mulțumesc că ați fost cu noi în seara asta și mulțumesc invitațiilor care au fost extraordinari, superbe au fost. Până și domnul Voiculescu a fost superb, chiar dacă ne-a speriat un pic, dar a avut grijă să ne sperie așa mai cu milă. Dar am înțeles ce trebuie să facem ca să ne păzim de virus. Vă mulțumesc frumos, vă așteptăm la următoarele evenimente ale noastre și fiți cu ochii pe noi. Mulțumesc frumos, Doru, pentru webformanta de astăzi. Eu mulțumesc tuturor și, așa cum spunea și Doina, fiți cu ochii pe noi, pentru că mai facem lucruri și cred eu că o să fie lucruri interesante. Mulțumesc încă o dată, seară bună și mult succes în semestru 2. Să ne vedem sănătoși! Seară bună! Seară bună! Vedere!